Este joia mare și este ziua în care se vopsesc ouăle pentru Paște. Atenție însă la vopseaua pe care o cumpărați, pentru că aceste vopseluri pot avea până la 11 euri, foarte periculoase. Este alături de noi domnul Sorin Mierlea, președintele Infocons. Bună ziua și prin aplicație și prin analize. Ce ați descoperit, domnule Mierlea, cum să cumpărăm vopseaua care să nu ne îmbolnăvească? În primul rând să înțelegem că și vopseaua de ouă ajunge până la urmă să o ingerăm. Practic o mâncăm odată cu ouul vopsit, fiindcă face transfer dintre coaja oului și ou. Se pune și pe mâinile noastre, ale copiilor, ale nepoților, ale părinților noștri. Iar când discutăm de ouăle gata vopsite, care se regăsesc în supermarket sau le comandăm online, trebuie pe eticheta produsului tip ou să aibă și toate ingredientele care se regăsesc în vopseaua cu care este vopsit oul respectiv. Altfel, dacă nu avem toate informațiile, nu cumpărăm. Și dacă ne gândim că într-un astfel de produs avem 11 aditivi, mai avem și în muștar probabil încă 10, doar dintr-un ou cu puțin muștar ajungem să mâncăm 20 de aditivi care de cele mai multe ori se dublează sau se triplează. Așa că ar trebui să fim mai atenți și mai responsabili în condițiile în care masa de Paște poate să ajungă la 250 de aditivi și la sare și zahăr cât pentru 2 săptămâni. Dacă suntem puțin mai atenți, mai cumpătați, citim eticheta, verificăm produsele și nu în ultimul rând să ne uităm și la alerte, fiindcă sunt tot mai multe produse în această perioadă în alerte, atât produse agroalimentare, dar și produsele care vin ca și cadouri de la iepurași, că discutăm de o bijuterie, de o haină sau de o jucărie. Aplicația Europeană de Protecție a Consumatorilor Infocon se ajută gratuit să vezi și alertele în timp real, scanezi codul de bare și la vopseaua de ouă și când cumperi un produs agroalimentar, ai toate informațiile cu privire la aditivi, coloranți, conservanți, zahăr și sare, dar cred că cel mai important este să fim foarte atenți ce punem pe masa pentru copiii, nepoții noștri, să avem niște sărbători frumoase, fiindcă, din păcate, suntem pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la o calitate a vieții foarte proastă, dar mai ales la o stare de sănătate. Primul loc la nivelul Uniunii Europene la toate tipurile de cancer, pe toate grupele de vârstă, obezitate infantilă, infarctul miocardic, accidentele cerebrale, care toate au o incidență directă cu ceea ce mâncăm. Și ar trebui să fim atenți așadar, să citim etichetele și să alegem cele mai curate produse, când vorbim de astfel de tehnici. Există și variantele naturale, coș de ceapă, putem să le vopsim și așa. Găsim produse și fără aditiv. Și fără aditiv. Cu unul, cu două sau cu trei aditivi. Mulțumesc, domnule Mierlea, am ajuns